Vă mulțumim pentru că v-ați început și astăzi ziua alături de noi. Așteptăm în continuare sugestiile dumneavoastră și vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare în aceeași formulă. Nadine Vladescu și Maria Zmarandache, iar noi ne revedem și la ora 10 cu știri de încredere. Nu pot să-mi iau la revedere de la dumneavoastră fără a mulțumi Casei Mușat pentru frumoasa rochie cu mac pe care o port astăzi. O floare care va înflori în curând și va aduce, sperăm, și căldură. Să aveți o zi plină de zâmbete, o zi călduroasă, chiar dacă stați sau nu în casă. Și cu spor în lucrul bine făcut. La revedere pe data viitoare!
Bună dimineața și bine v-am regăsit la Info Plus. Sunt Maria Smarandache și vă aduc știri de încredere. Plus se încheie aici. Eu sunt Maria Smarandache și vă mulțumesc pentru atenție. La ora 12, colega mea, Laura Fronoiu, vine cu informații noi. Zi cu spor în lucru bine făcut. Există, să le căutăm și dacă nu sunt la noi, trebuie să-i direcționăm către...
uriaș de date. Și cu cât reușim să prelucrăm mai multe informații, cu atât calitatea actului medical va fi mai bună. Însă timpul, cunoștințele limitate, accesul la informații nu ne permite întotdeauna să le sintetizăm și să construim cel mai bun plan terapeutic, să spunem, pentru pacient. Gândiți-vă, când vine un pacient în urgență și nu știi nimic despre el și aparținătorul vine cu un dosar așa, plin de hârtii, asta în varianta bună, pentru că s-ar putea să nu aibă nicio hârtie, nimic, da, vine cu un dosar enorm, cu un istoric complicat,